În județul Giurgiu, 464 de angajați câștigă un salariu lunar brut de peste 5.000 de lei, fapt ce ne clasează pe locul 30 în țară. Cel mai bine plătiți sunt bucureștenii și ilfovenii, care adună peste 120.000 de salariați cu peste 5.000 de lei lunar brut. Aceștia sunt urmați de angajații din Cluj și Timiș, peste 10.000 în fiecare județ. La polul opus se află salariații din Ialomița, Vaslui și Vrancea, cu puțin peste 200 de angajați în cazul fiecăruia. La nivelul țării, doar 4% dintre angajații români au un astfel de salariu, cele mai multe lefuri fiind cuprinse între 975 de lei și 2415 lei. Majoritatea giurgiuvenilor, peste 12.000, au astfel de salarii, în timp ce peste 11.000 câștigă nivelul salariului minim pe economie de 975 de lei lunar. Potrivit specialiștilor din domeniul resurselor umane, mari angajatori din ultimii ani au fost companiile din retail sau producție. În ambele domenii, procentul personalului de conducere raportat la efectivul total de salariați este scăzut, iar cei mai mulți salariați din aceste domenii lucrează ca lucrători comerciali sau ca muncitori în fabrici, unde salariul este la nivelul salariului minim pe economie sau puțin peste acesta.